Aveți imagini în acest moment în direct de la Sulina, din județul Tulcea. L-avem în imagini pe președintele României, Traian Băsescu. Acesta își continuă, practic, concediul pe litoral. Șeful statului are programată în această dimineață la Sulina o întâlnire cu tinerii și copiii de etnie română care trăiesc în afara granițelor țării. Aveți chiar în acest moment imagini, așadar îl vedeți pe șeful statului în centru. Haideți să vedem dacă sunt sau nu declarații. Sunt copiii de la, din tabără. Bună ziua! Anul trecut n-ați venit. Aveți o treabă. Bună ziua! Bună. Sunteți din concediu sau sunteți de aici? Nu, pe zonă. Ce aveți, mă, copii? Bună! Domnule președinte, o întrebare mai mică. Credeți că a fost oficial să ne rugăm că a cerut doar includerea pe ordinea de zi? Nu, am o mare rugăminte. M-am venit pentru tabără, nu pentru chestia alte sau altceva. Deci nu discut altceva. Ce vă spune tine? Dacă vă întreabă așteptați să mă întâlnesc copiii din Ucraina și din Moldova. Dacă vă întreabă cât de constructivă a fost discuția pe care ați avut-o. Hai să renunțăm. Ce mesaj pentru sindicaliștii din CFR Marfa aveți după întâlnirea de ieri? Azi nu, am tot timpul mesajul pentru ei, dar azi nu. Stați mai mult la Sulina? Nu. Adică veniți să vorbiți și plecați? Am venit să mă întâlnesc cu ei. Vă întoarceți la Neptun? Da. Cum ați trecut aseară? Bine. Bună, bună ziua. Și rău? Veți în continuare în imagini pe președintele Traian Băsescu, foarte bine dispus șeful statului în această dimineață. Se află în județul Tulcea, la Sulina. Acolo se va întâlni președintele cu tinerii și copiii de etnie română care trăiesc în afara granițelor țării. Președintele Traian Băsescu a petrecut seara trecută pe litoral la un restaurant alături de soția sa. M-ați văzut, au fost câteva cuvinte, câteva răspunsuri date de președinte la întrebările jurnaliștilor. Vă reamintesc faptul că președintele este în concediu pe litoral.